Bine v-am găsit la știri. Florina Rădulescu, de 13 ani, din Straja, a fugit de acasă. De o săptămână nu se mai știe nimic de fată. E elevă în clasa 6-a la școala generală din Ciugut, dar nici la ore nu a mai fost. Circulă zvonul că a fugit ca să se mărite. Părinții speră să fie sănătoasă și o așteaptă să se întoarcă cu bine. Fata provine dintr-o familie nevoiașă. Trăiește și doarme în aceeași încăpere cu tatăl ei și cu mama vitregă. Tatăl lucrează la Salprest, iar mama vitregă primește ajutor social. A fugit de acasă marți seara, dar nu e prima escapadă de acest fel. A profitat de faptul că mama vitregă era plecată la Alba Iulia să-și vadă de sănătate. A doua zi s-au întâlnit în oraș. Miercuri dimineața am dat de ea întâmplător pe Vasile Goldiș. În Alba Iulia. În Alba Iulia, da. Și am luat-o cu mine, am dus-o în protecția copilului. De acolo am lăsat-o eu, am lăsat-o afară pentru că nu mi-am dat seama că pleacă de acolo. Că între timp când povesteam cu femeile de acolo, ea a ieșit, s-a dus, a plecat. Nu-i nici prima dată și nu mi-a dat nicio explicație. Deci când m-am întâlnit cu ea, nu mi-a dat, m-am întrebat-o. De ce ai fugit de acasă? De ce nu te-ai dus? De ce ai bunici? Ai pe cineva în curte, chiar dacă ai spus că t-ai cătoi biat. Normal, hai să zicem că poate nu te-ai dus că ți-o fă frică, dar... Totuși ai avut pe cineva în curte la care puteai să mergi să apelezi. Da, taică s-o bătea, de ce o fugi de frica dânsului? Păi nu o bătea. Deci o pedepsa probabil, poate nu făcea cu o curățenie în casă, deci nu asculta, nu spăla vase, deci la chestii din astea. S-o mai certa, dar nu o bătea să o bată. Pedepsea. O punea în genunchi, îi mai dădea cu cureaua peste fund, pentru că, ca oricare părinte... Femeia susține că a dus fata la protecția copilului pentru a o da în plasament sau, dacă nu, la mama ei din Cugir. M-am înțeles destul de bine, deci ca o mamă vitregă m-am înțeles destul de bine cu ea, deci nu am avut probleme cu ea ca să o bat sau să o pedepsă sau să nu-i ofer, deci ceea ce am crezut eu și ce am putut eu i-am oferit. Și maică-sa unde? Maică-sa e la Cugir. Ce face acolo? Prostituată. Fata nu s-a mai întors și au făcut apel la organele legii. Soțul meu în miercuri dimineața a dat la 112 și a venit poliția de la Vinț. Și ce v-a subit cu ei? Ce a făcut? Păi mi s-au luat declarații, mi s-au luat ampreteri de la mâini, mi s-au făcut poze, lui i s-au pus amendă. De ce i s-au dat amendă? O să că nu și-a îngrijit fata, deci nu... Nu știu cum să vă spun, deci... Neglijența la fată. Mătușa Florinei o cheamă acasă. Dacă strigam pe ea și vorbeam frumos cu ea, făcea o curățenie. Dar, în schimb, nu pot să-mi dau seama de ce o pleca, că fiindcă noi am fost acasă. Chiar dacă maică s-a fost la spital, că era bolnavă, taică s-o vine seara acasă până la 6-7. Deci trebuia să vorbească cu noi și eu, în momentul ăla când o plecat în ziua, eu am vorbit cu ea. I-am zis, fată, du-te și fă curățenie că vine taică-tă. No, nici nu știm cum a dispărut, nici nu știu cum... Deci chiar... Dacă cumva ne vede la televizor, să vină acasă, că nu a bătut-o nimeni. Taică-s-o de felul lui nu consumă alcool. Deci nu că poate o să vedeți și o să-l vedeți, poate o sta de vorbă cu el vreodată. El nu consumă alcool de felul lui. Dar cum s-o îmbată? E foarte... El știți cum e? Sunt 6 ani. Când s-o îmbătat? Nu consumă alcool. Nu poți să zici că consumă alcool ca să vină să își bată nevasta, copii. Bea o bere dintr-o bere de aia de 2 litri, gata. Și mătușa și mama vitregă afirmă despre Florina că este o fată închisă, dar bunica are o bănuială. Nu, pe patata mai fugit de acasă, nu numai cum a fugit, dar pe venea acasă, dar pe acum văd că nu mai vin. Dar pe de ce crezi că fugea? De ce fugea? De ce îi trebuia bărbat, drăguț? La școală, părinții Florinei nu au mers pentru a se interesa de situația ei școlară, pentru că, spune mama vitregă, Florina face rele, mănâncă cretă și bea cerneală. Am fost noi, în schimb, și am vorbit cu dirigintele ei. În primul semestru, după cum arată și situația școlară, a promovat la toate obiectele. În acest semestru 2, are note, aș putea spune, la toate obiectele, are și tezele date, o parte din medii sunt încheiate, dar ce s-ar putea spune despre ea că în urmă cu o săptămână a încetat să mai vină la școală. Un lucru care ne-a pus pe gânduri și am întrebat în clasă ce se întâmplă cu această elevă. Ni s-a spus că nu mai vine la școală. Situația ei familială este una mai deosebită. Este o familie
dezorganizată. De multe ori a fost și mai obosită la școală, pregătită și mai puțin pregătită, dar dacă s-ar ocupa familia și, zic eu, alți factori, ar putea să termine și clasa și chiar ciclul gimnazial. Are și probleme de sănătate. Cred că și aici ar trebui să vadă mai mult și medicul de familie despre această fată. Profesorii spun despre Florina că este o fată isteață și că ar avea rezultate bune la învățătură dacă ar pune burta pe carte. Problema e alta. Printre colegii Florinei circulă zvonul că fata a fugit de acasă pentru că vrea să se mărite. Cum s-ar zice, s-ar fi lăsat furată de drăguț. Oricum ar fi, important e să fie sănătoasă și să-și anunțe părinții că e bine. Venind în sprijinul acestora, Alba TV îi roagă pe cei care au văzut-o pe Florina Rădulescu să sune la numărul de telefon 0371 020 000. CFR scade cu până la 45% prețul abonamentelor. Călătorii care vor opta pentru abonamentul lunar de transport pe cale ferată valabil 5, 10 sau 15 zile într-o lună calendaristică vor beneficia de reduceri importante. Începând de astăzi, pasagerii care vor un abonament lunar la CFR vor plăti cu 45% mai puțin pentru un abonament pe 15 zile, cu 35% mai puțin pentru unul de 10 zile și vor beneficia de o reducere de 25% pentru un abonament de 5 zile. Abonamentele lunare sunt legitimații de călătorie nominale care se emit pentru trenuri de orice rang la clasa a doua pe distanțe de până la 1000 de kilometri. La cumpărarea unui astfel de abonament este necesară completarea de către pasager a unei cereri în care se vor menționa date personale și detalii despre transport. Acesta însă nu dă dreptul la anticiparea sau amânarea călătoriei pentru alte zile decât cele înscrise. Toate tipurile de abonamente se pot cumpăra de la stațiile mari și agențiile de voiaj CFR din țară. Pentru mai multe informații puteți accesa www.cfrcălători.ro. De azi și până la sfârșitul săptămânii, absolvenții de liceu susțin proba de a bacalaureatului. Peste 2800 de absolvenți de liceu din județul Alba vor face dovada competențelor digitale pe care le-au dobândit pe parcursul anilor de studiu. Elevii trebuie să arate că știu să editeze un text și să creeze o bază de date sau o prezentare, să folosească motoarele de căutare pe internet, să copieze un document și să îl mute în diverse fișiere, precum și să răspundă la câteva întrebări de teorie. 90 de minute de examen, 15 minute în care elevii au acces la internet și primesc o fișă A, după care internetul se deconectează și urmează fișa B încă 75 de minute, în care copiii sunt examinați în ceea ce privește Word-ul, Excel-ul, PowerPoint-ul, utilizare în general, HTML. Aproximativ 146.000 de absolvenți de clasa a 12-a din întreaga țară s-au înscris pentru a susține această probă. Astăzi am început examenul de competențe digitale la proba D. Avem înscriși 2887 de elevi, repartizați pe cele 5 zile, până vineri inclusiv. Astăzi sunt așteptați 1130 de elevi la examen. Am primit subiectele, la 12:30 intrăm în sală, la ora 13 începem examenul. Nu au fost probleme, sper să nici să nu fie. Probele de evaluare a diferitelor competențe nu sunt eliminatorii. Pentru a trece, e suficient ca absolvenții să se prezinte la examen. Cum ți s-a părut examenul? Din punctul tău de vedere, a fost greu? A fost acceptabil. Cât timp ai muncit? Oră 30 aproape. Deci la limit am ieșit. Ți se pare important acest examen din punctul tău de vedere? Da, e important. E o chestie de viitor. Și e foarte important pentru, nu știu, pentru angajare. Și vine o completare bună pentru facultate. Cât de cât greu, dar nu, a reușit până la urmă. Ce ți s-a părut cel mai dificil? Păi, în acces. A fost un pic mai dificil decât celălalt. Ai avut probleme cu calculatorul? Nu, nu, merge, urmez foarte bine. Amândouă. Timpul nu ne-a permis. A fost prescurt timpul? După mine, da. Subiectele acceptabile. Pentru nivelul ăsta normativ, destul de acceptabile. A fost altceva decât te așteptai? Nu. Știu, dacă învățam, m-aș fi descurcat mai bine. Proba de astăzi de evaluare a competențelor digitale poate fi echivalată la cerere de către candidații care dețin un certificat European Computer Driving License. Următorul examen se va desfășura între 25 și 27 iunie și va consta în evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Directorul DSV Alba a trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție Alba Iulia. Vasile Bereș este acuzat de luare de mită și abuz în serviciu.
Dosarul a fost înaintat spre judecare Tribunalului Alba, iar primul termen a fost stabilit pentru 2 iulie. Vasile Bereș este acuzat de faptul că în perioada 29 decembrie 2009-martie 2012 a anulat 3 procese verbale prin care au fost aplicate sancțiuni contravenționale unor persoane fizice și nu a dat în debit alte 2 procese verbale de contravenție. Prejudiciul se ridică la aproximativ 4.000 de lei, reprezentând contravaloarea amenzilor care nu au fost încasate. În luna aprilie, directorul DSV Alba ar fi pretins și primit de la un denunțător director al unui magazin de desfacere produse alimentare pentru a nu mai efectua controle la unitatea respectivă. Direcția Generală a Finanțelor Publice Alba s-a constituit parte civilă în cauză, considerându-se prejudiciată cu aproximativ 2.000 de lei. O parte din prejudiciu a fost recuperat pe parcursul cercetărilor. Anchetatorii au dispus și poprirea asupra salariului și a altor drepturi bănești până la recuperarea sumei de 2.100 de lei. Vasile Bereș nu a fost însă suspendat din funcție. Un tir înmatriculat în Polonia care transporta carne de vită s-a răsturnat ieri pe raza Comunei Unirea. Din primele cercetări, reiese faptul că șoferul polonez a intrat în curbă fără să fie atent, moment în care s-a petrecut accidentul. Probabil atenția i-a fost captată de alcoolul consumat, bărbatul având o imbibație alcoolică în sânge de 0,7 mg pe litru în aerul expirat. Șoferul transporta carcase de vită. Marfa împrăștiată provenea din Polonia și urma să ajungă în Turcia. În urma accidentului, șoferul a rămas blocat între fiarele contorsionate ale autovehiculului. La sosirea echipajului de descarcerare de la detașamentul Aiut, am găsit un tir răsturnat care transporta carne și persoana încarcerată. I-am acordat primul ajutor, intervenind pentru descarcerare cu sculele pe care noi le avem în dotare. Nu este prima oară când în această zonă se produc astfel de accidente. Sectorul de drum din zona Mănăstirii Dumbrava este cunoscut ca fiind unul periculos, iar șoferii ar trebui să sporească atenția. Drumul național 1, kilometru 431 cu 450 metri, conducătorul autovehiculului matriculat în Polonia nu reduce viteza într-o curbă, pierde controlul autovehiculului și se răsturnă în afara părții carosabile. Din primele cercetări se pare că există o victimă, iar marfa care era transportată de autovehicul a fost distrusă. Șoferul a rămas internat în spitalul din Cluj-Napoca, iar marfa înghețată a fost preluată de un alt autocamion, urmând să fie dusă la destinație. În primele 4 luni ale acestui an, numărul turiștilor care au vizitat județul Alba a crescut cu peste 50% față de aceeași perioadă din 2011. De asemenea, durata media șederii în hotelurile și pensiunile agroturistice a crescut de la 1,9 zile la 2,2 zile. Aproximativ 20.000 de turiști au trecut pragul unităților turistice din județul Alba în primele 4 luni ale anului. Din datele puse la dispoziție de Direcția Regională de Statistică Alba, reiese că locul întâi din topul preferințelor în materie de cazare este ocupat de hoteluri cu un procent de peste 50%, urmat de pensiuni agroturistice cu un procent de 27% și de pensiunile turistice urbane cu 13%. În luna aprilie 2012 a fost înregistrat 6.484 turiști, cu 3.000 de turiști mai mulți decât în aceeași lună al 2011. Numărul de noptări înregistrate în luna aprilie a fost de 13.158, în creștere cu 79,7% față de luna corespunzătoare anului 2011. Numărul de înoptări în unitățile turistice cu minim 10 locuri de cazare a crescut cu peste 70% față de primele 4 luni ale anului trecut. La Alba Iulia și Cugir au luat start cursurile de formare profesională în meseriile de agent de turism, ghid turistic și recepționer, organizate de Asociația PACHIV România. Cursurile sunt parte a proiectului Măsuri Integrate în domeniul turismului și presupun atât ore de teorie cât și de pregătire practică. Astfel, timp de 3 luni la Alba Iulia vor fi instruiți în meseriile de agent de turism și ghid turistic 25 de participanți. La Cugir, alte 25 de persoane urmează cursul de formare profesională pentru meseria de recepționer. Cursurile cuprind 360 de ore de pregătire teoretică și practică, iar participanții vor susține la finalul cursului un examen în urma căruia vor primi un certificat de absolvire emis de Consiliul Național pentru Formare Profesională a Adulților și recunoscut de Ministerul Muncii. Prin proiectul Măsuri Integrate în domeniul turismului au fost deja calificate profesional 75 de persoane din Baia de Arieș și Abrud în meseriile de lucrător în pensiune turistică și recepționer. Până la finalul proiectului, 200 de persoane vor fi calificate profesional, iar 60 dintre acestea vor fi sprijinite să își găsească un loc de muncă în domeniul turismului.
Pentru generații la rând, anul școlar s-a încheiat pe data de 15 iunie. Anul acesta, elevii vor termina cursurile abia pe 23 iunie. Singurele excepții le-au făcut elevii din clasele a 8-a, care au terminat mai repede cu o săptămână, și absolvenții din clasele terminale ale liceului, care au încheiat cursurile cu două săptămâni mai devreme decât colegii lor. Anul școlar 2011-2012 a debutat cu 3 zile mai devreme, iar elevii s-au prezentat la școală în 12 septembrie. Regula va fi ca de acum încolo școala să înceapă într-o zi de luni și să se încheie într-o zi de vineri. Vacanța de vară începe anul acesta în 23 iunie și ține până pe 9 septembrie, dar va fi mai scurtă cu o săptămână decât până acum. Vineri 15 iunie a fost ultima zi de școală pentru elevii din clasa a 8-a, care peste mai bine de o săptămână vor da piept cu primul lor examen de maturitate. Evaluarea națională. Pe 1 iunie, absolvenții de liceu au încheiat socotelile cu școala, urmând să mai susțină doar examenul de bacalaureat. Tinerii care doresc să-și petreacă o perioadă din vacanța de vară în tabere au la dispoziție peste 6.000 de locuri în diferite zone și stațiuni din țară. Dacă elevii din Alba își îndreaptă atenția spre litoral, taberele de la Rieșeni și Roica sunt căutate de cei pentru care muntele este mai puțin accesibil. Tinerii din Alba au și vara aceasta posibilitatea de a-și petrece vacanța în taberele școlare puse la dispoziție de Direcția pentru Sport și Tineret. Sunt disponibile locuri atât în stațiunile din Maramureș, Covasna, Harghita, Neamț, Tulcea, dar și pe litoral, în Eforie Sud și 2 Mai. Prețurile diferă în funcție de stațiune. Ei se înscriu la fiecare direcție din județul în care aparțin, sau mai sunt și grupuri care se înscriu direct la noi, mai sunt și școli care doresc o colaborare direct cu noi și atunci se înscriu direct la noi, ne oferă un avans și locurile acelea le sunt rezervate. Prețul pentru vara aceasta este de 62 de lei de copil pe zi. Asta înseamnă 28 de lei 3 mese pe zi plus 34 de lei cazare. Gradul de ocupare în tabăra din Rieșeni este la ora actuală de aproape 80%, iar cea din Roica este pe jumătate plină, însă concurența pe piața taberelor vine din mediul privat. Tabăra de la Roica este în al doilea an de funcționare. Am reușit anul trecut să o reintegrăm, să o reînscriem în circuitul acesta a taberelor și încă știți cum e, funcționează publicitatea din vorbă în vorbă, din cei care merg acolo le spun și altora. Sperăm că încet, încet să-și dea drumul și această tabără de la Roica. Tabăra de la Rieșeni este una dintre cele mai căutate pentru că am și reușit să facem anumite lucrări de reabilitate, astfel încât avem baie în fiecare cameră. În Bacău se desfășoară vara aceasta și o tabără de limba engleză la prețul de 80 de lei pe zi, organizată în mai multe serii a câte 7 zile. Într-un bilanț al PDL privind rezultatele obținute în alegerile locale, județul Alba se află pe primul loc, urmat de Mehedinți. Mulțumit de scorul obținut, președintele PDL Alba, Mircea Hava, face cu rivalii politici joc de gleznă. Democrat-liberalii din Alba au obținut și de data aceasta rezultatele cele mai bune în competiția PDL. Cred că ați văzut rezultatul pe țară. Ca de obicei, județul Alba este pe locul întâi. După noi urmează Mehedințu, Neamț, Bistrița, Năsăud, Arad, Dâmbovița și vă duceți în jos. Ăsta este clasamentul din punct de vedere al județului. Mircea Hava este de părere că stânga politică nu va avea niciodată câștig de cauză în Alba. Că aici, în județul Alba, niciodată n-au câștigat socialiștii. Și nu vor câștiga niciodată, decât atunci, așa cum a spus domnul Atanasiu, când o să mor eu. Ma, nici asta n-am înțeles-o. Vrea să mor, îmi dorește moartea, sau a spus-o că sunt atâta de bun și numai dacă eu nu o să mai fiu, o să ajungă și ei. Lucru pe care poate să mă întâlnesc cu dânsul odată și o să-l întreb explicit, să știu, să îmi iau armamentul cu mine, să port vestă de protecție, să-mi iau 20 de bodyguards, că viața mi-e mai dragă decât funcția de primar. N-am înțeles lucrul ăsta. Acum, legat de DNA, nu cred că e problema lui, și el a fost la DNA și știe ce înseamnă. Deci afirmații de genul ăsta mi se par, cum să vă spun eu, ne la locul lor între niște oameni care se întâlnesc pe stradă și zic bună ziua. Mircea Hava nu are de gând să plece curând din fruntea primăriei Alba Iulia. A declarat că în familia sa bărbații sunt lucizi și la vârsta de 85 de ani. Până la această etate mai are de parcurs 29 de ani, adică vreo 7 mandate.
PDL nu va mai avea doi viceprimari la Alba Iulia, iar majoritatea în Consiliul Local o vor decide reprezentanții PPDD. Pe această temă, primarul Mircea Hava a declarat că va amenda de fiecare dată votul politic în ședințele de Consiliu. Mircea Hava nu exclude varianta unor ședințe de Consiliu organizate în spații publice. Legat de ceea ce înseamnă votul, buget, tot ceea ce trebuie votat în Consiliul Local, fiți sigur că, dacă este nevoie, voi face ședințele publice. În piață, pe stadion, și voi chema pe toți albaiulenii să vadă unde am ajuns. Pentru că urmează un moment important pentru oraș. Urmează 2013-2014, când trebuie din nou să ne ducem să depunem proiecte pe care trebuie să le aprobăm, să le avizăm, să le trecem prin toate aprobările. Noul legislativ de Alba Iulia va avea în componență 10 consilieri PDL, 9 USL și 2 din partea Partidului Poporului. Preșcolarii din Alba Iulia au marcat sâmbătă Ziua Energiei în cadrul unui eveniment organizat de Agenția Locală a Energiei Alba. Astfel, pe scena special amenajată în spațiile RIMA din șanțurile cetății, micuții au recitat, au cântat și au dansat, demonstrându-și interesul pentru menținerea unui mediu sănătos. Preșcolarii grădinițelor Dumbrava Minunată, Scufița Roșie și numărul 11 și-au dat întâlnire sâmbătă în cadrul unui eveniment care a marcat Ziua Energiei în Alba Iulia. Acțiunea celor mai mici cetățeni ai orașului a transmis astfel un semnal de alarmă pentru păstrarea curățeniei în mediul înconjurător. Astăzi încercăm cu preșcolarii din Alba Iulia să facem un ecospectacol, sigur ei sunt întotdeauna bine pregătiți la capitolul ăsta, în cadrul unei zile deosebite pentru oraș, am zis Ziua Energiei în orașul Alba Iulia, legată de planurile lor vizând dezvoltarea durabilă. Deci copiii în această dimineață, trei grupe de la trei grădințe diferite ne vor prezenta și ne vor încânta cu un spectacol potrivit deschiderii lor față de natură, față de tot ce înseamnă mediu. Vor fi trei mini-spectacole care noi cu siguranță le vom recompensa cu pe măsură. Deci în primul rând să-i aplaudăm, să-i susținem pe ei, pentru că până la urmă ei sunt viitorul verde al nostru, al tuturor. Nu-i pustiu așa cum zici, dar nu ne mai place aici. Vrem iarăși pădurea curată, așa cum a fost odată. Colectăm, selectăm, reciclăm, ne jucăm, rezolvăm, ne implicăm. Suntem miși, dar voinici. Și nu ne renunțăm ușor când pământul strigă ajutor! Însoțiți de părinți, bunici, dar și prieteni, preșcolarii au demonstrat prin spectacolul cu teme sugestive despre natură că un mediu mai curat și mai sănătos se poate întreține foarte ușor atunci când știi ce ai de făcut. Dragii mei, după cum știți, anotimpul vine, trece de cald sau de rece, după vara călduroasă vine toamna cea ploioasă. Într-o zi s-a supărat, eu sunt cel mai bun din lume, sunt un frânt cum altul nu e, para, pruna și gutuia, strugurele și aluna, toate s-au cam supărat. Și din colțul cel bogat au plecat și l-au lăsat pe mărți singur, singurel, să se bucure nițel. Văzându-se părăsit de prieteni ocolii și-a dat seama că pe lume toate fructele sunt bune. Chiar tumărul frumos i-a chemat prietenos să împartă fiecare frumusețe și culoare. Cu ocazia Zilei Energiei, copiii de la grădinița Dumbrava Minunată vor prezenta un mic spectacol ce se intitulează Pădurea Verde, ocrotiți pădurea. Îi învățăm de mici să păstreze pământul curat, pădurea curată, să adune hârtiile, să nu lase mizerii prin pădure. Viitor susținători ai energiei verzi, preșcolarii au demonstrat prin acțiunea lor că pot deveni, încă de mici, promotori pentru folosirea inteligentă a energiei în societate. Pentru efortul lor, micuții au fost recompensați cu jucării oferite de organizatori. Pusă în scenă de Corul Filarmonicii de Stat Transilvania Cluj-Napoca și de Orchestra Simfonică a Filarmonicii de Stat Sibiu, Carmina Burana a atras sâmbătă în piața cetății din Alba Iulia aproximativ 1500 de iubitori ai muzicii clasice. Organizat de Primăria Alba Iulia, evenimentul a reprezentat unul dintre cele mai impozante concerte simfonice desfășurate în aer liber. Creat de muzicianul german Karl Orff, concertul de muzică clasică având ca inspirație 24 de poeme medievale, a fost gândit într-o formulă modernistă, acompaniat fiind de efecte speciale produse de lumini și lasere. Da, e un lucru foarte frumos, foarte frumos.
concert simfonic, noi neavând filarmonică în oraș și neavând asemenea concerte, e un lucru foarte bun și aș dori să fie mai des. Să știți că eu nu sunt din Alba Iulia, eu am venit din Sibiu, am fost și anul trecut la acela spectacol și am venit să-l mai văd odată. Sunt cu cineva din orchestră. Și bănuiesc că oricum pentru Alba Iulia nu știu câte evenimente de genul acesta sunt în oraș, dar evident că e o idee foarte bună. Având în vedere că cred că al doilea spectacol de muzică clasică în aer liber, sunt clujean de loc, la Cluj am mai văzut unul, sunt foarte curios cum o să iasă și în asemenea locație minunată, nu cred decât că o să iasă perfect. Eu cred că este un început, un început promițător, adică vreau să văd din ce în ce mai multe spectacole în aer liber, muzică clasică și muzică cultă. Compoziție muzicală de largă popularitate, Carmina Burana a vrat în inimile albaiulienilor datorită măestriei a 120 de artiști care au pus în scenă unul din cele mai grandioase concerte simfonice produse în aer liber pe plan național. Vremea bună de ieri sau mirosul de mici au ademenit pe albaiulieni tocmai în Talciocul amplasat în zona industrială a orașului. De departe, atracția târgului este tronsonul destinat comercializării mărfurilor de orice fel, de la cercei, telefoane sau chiar produse alimentare și până la motoare, drujbe sau anvelope, toate acestea se pot găsi în fiecare duminică la Talcioc. Cu mic cu mare, albaiulienii au fost prezenți încă de la primele ore ale dimineții în târg. Singurul lucru fix care ține de târg este amplasarea lui de fiecare dată tot în aceeași zonă. Pentru restul, negociem. Bună ziua, ce căutați la târg? Ceva anume. Ceva anume. O rolă de cablu. Găsim aproape orice aici. Așa se vede. Vă place această parte a târgului? Mie nu. De ce? Mie nu. Nu știu, mi se pare totuși ceea ce n-aș vrea să pronunț numele. Mi se pare cumva de ochea, dar mă rog. Spor la muncă. Omul e năcăjit și trebuie să vândă orice, să facă un leu. Să vede că. Deci omul e năcăjit și trebuie să facă? Un leu, un ban. Ce ați găsit de cumpărat aici în tăi? Nimic. Păi de ce? Ne plimbăm, mai vedem și poate găsim pe la urmă. Este atracția târgului până la urmă? Da. Duminica n-ai ce face. Ieși în piață. Și ce, cam ce căutați? Căutați ceva nume? O bicicletă, să ne vedem o bicicletă, scule de pescuit. Sunt multe produse care le... Aici găsim orice. Absolut orice. Nu mă voi, nu mă n-am ce să... Acum cu privitul. Acum. Dar se găsește orice aici, adică... Păi să mai găsești, lucruri ieftine, ce să facem, asta e viața. Și dumneavoastră ce căutați, ce anume căutați? Ce? Nu, mai mă uit și eu, să vedem, deocamdată cu privitul. Banii cum stă românul? Prost. Prost să stă peste tot. În general, în toate părțile stă prost. Ce să facem? Asta e viața. Bijuterii, parfume, ochelari, de toate. Și cum merg vânzări? Bine, foarte bine. Nu, ce? Nu vă plângeți? Păi nu ne plângem, că pe mine n-a dat criza. Pe altă dată. Pe mine și cu aia cu mici, nu, doamna? Nu da criza încă. Domnule, vechituri, ca să putem să trăim, că n-avem de muncă. Acum noua primărie, dacă ne dă de muncă, suntem cei mai fericiți. Și lăsați-mă să vă întreb cum merge treaba. Foarte slab, că n-are lumea bani. Păi văd aici numai produse de produse aveți. Domnule, cum putem să trăim și noi? Cumpărăm și vindem. Ca să putem să trăim. De unde le aduceți produsele? De unde le aveți? Le cumpărăm și noi. De la Cluj, de la Timișoara, de la București. Nici raionul auto nu este de neglijat. Putem alege de aici o mașină bună la un preț accesibil. După plimbarea pe la vechiturile târgului și pe la raionul auto, trebuie să acordăm atenție și stomacului. Tarabele cu mici, virșli și friptura așteaptă cetățenii obosiți după plimbare. Vremea superbă de afară i-a scos pe albaiulieni din case. Mulți dintre ei au ales malul Mureșului sau Ampoiului pentru a petrece alături de familie. Pentru ca totul să fie în regulă, au încins și grătarele și au pus berea la rece. Conform legii picnicului, micii se pregătesc pe grătarele puse la dispoziție de autorități. Și cum acestea nu sunt de găsit, fiecare a venit cu grătarul personal. Malul Mureșului oferă liniște și umbră. Este un loc perfect pentru a face grătare, numai că zona de agrement din Teleac nu are în dotare aceste grătare. Pe fiecare copac este bătută în cuie o plăcuță informativă cu mesajul "Puneți gunoiul în coș, nu pe jos". Însă lipsesc coșurile sau tomberoanele, așa că împătimiții grătarelor pot face mizerie, fiindcă nimeni nu-i obligă să care gunoiul acasă.
Nu știu în Alba un loc unde e amenajat. Este? Nu este. Aici vreau să ajungem. Păi ar trebui să se amenajeze. Și credeți că dacă ar fi acele locuri, ar respecta lumea? Cred că ar respecta, normal. Cel puțin eu aș respecta. Și ar fi o idee bună? Ar fi o idee bună. Păi, focul tot pe iarbă, tot. Distrugem oarecum și natura. Da, e adevărat. Și să lasă mizerii, da. De cei care lasă. Nu toată lumea lasă mizerii. Să înțeleg că după ce plecați, adunați, faceți curățenie. Corect. Am sarci de unică folosință, mi-adun resturile și mi le duc la locul de depozitare a gunoiului. Așa se facă toată lumea. Să facă toată lumea. Am fost în alte părți unde sunt, să știți. Toalete publice, cât e spațiu de mare, nu sunt toalete. Este la iarbă verde. Dar nu contează. Nu contează că e la iarbă verde. Dacă vrea să facă un loc de agrement, poate să pună toalete, deci, mese, de așa. Toate. Trebuie să facă o amenajare așa cum se cuvine. Și credeți că ar veni și mai multă lume? Da, ar veni. Ar veni că e orașul destul de mic, dar e populație multă și nu are unde să duce. Bazinul e bazinul paradit cu totul. Nu l-au amenajat nici bazinul și ele, oriunde și oamenii. Ar deci, putea să facă ceva. Grătarul îl faceți în continuare până... Până când apare legea, că chiar interzice tot, noi mai ieșim. În rest, vom vedea ce o fi pe parcurs. Poftă bună! Mulțumim! Dar trebuie să amenajeze primăria să putem face grătarele într-un loc amenajat, că altfel n-avem unde să ieșim la iarbă verde. Malul Mureșului din zona de agrement Teleac este însă surprinzător de curată. Acesta este un semn că albaiulienii iubesc natura și nu refuză să o îngrijească. Liceenii au talent. Fie că este vorba de muzică, dans sau numere de magie, tinerii de la liceele din Alba au dovedit că sunt extrem de pricepuți și gata să impresioneze orice juriu. Competiția care a reunit 21 de tinere talente s-a desfășurat vineri la Casa de Cultura Studenților. Liceenii au talent, competiția ajunsă la cea de-a doua ediție, a fost organizată de Consiliul Județean al Elevilor. Obiectivul concursului a fost promovarea și în același timp încurajarea elevilor talentați. Scopul acestui proiect, inițiat de colegiul nostru, este de a promova petrecerea timpului liber într-un mod cât mai constructiv pentru tineri, de a le promova de asemenea talentele, oarecum ascunse pentru unii, și un spectacol de la adolescenți, pentru adolescenți ne simțim bine. În concurs au înscris 21 de tineri care au reușit să ridice sala în picioare. Pe scenă au evoluat trupe de elevi deja cunoscute, dar și tineri care s-au aflat pentru prima oară în lumina reflectoarelor. Eu voglio regalarti la mia vita. Chiedo tu cambi tutta la mia vita ora. Publicul a fost impresionat de dansurile orientale, dar și de numerele de magie. Ești confuz, vă rog, așa? Să-ți arăt ceva. Aducem capetele una dreaptă, da? Aici am o pereche de... De farfece. Cu care o să tai soarta. Privește. Înodăm sforile, da? Avem patru capete și două sfori. Ține tu de capătul ăsta care a rămas. Ține de el, de capătul ăsta. Și fii atent la mine. Unu, dispar capetele. Doi, dispare nodul. Trei, dispar tu. Marele câștigător al acestei ediții a fost Alexandru Ștefănoiu, tânăr care a impresionat cu un solo de chitară clasică în stilul lui Radu Ionescu, participant în show-ul România au talent. După atacurile informatice asupra rețelei de socializare LinkedIn, Facebook a adoptat noi măsuri de securitate pentru a proteja conturile utilizatorilor. Este vorba de posibilitatea de logout de la distanță, parole de unică folosință și recuperarea parolei prin intermediul SMS-ului.
Noile măsuri de securitate vin în preîntâmpinarea unor atacuri ce ar putea compromite conturile utilizatorilor rețelei Facebook. Astfel, dacă ai uitat să dai logout de la un calculator pe care l-ai accesat recent, poți să închizi sesiunea respectivă în momentul în care accesezi rețeaua de la propriul calculator. În mediile nesigure, cum ar fi o rețea wireless de la o terasă sau rețele nesecurizate, poți opta pentru o parolă de unică folosință care îți va fi trimisă prin SMS. De asemenea, dacă parola ta a fost compromisă, poți cere ca o alta nouă să-ți fie trimisă într-un mesaj pe telefon. NASA a publicat imagini incredibile cu două galaxii aflate la peste 100 de milioane de ani lumină de Pământ. Acestea par să se fi ciocnit, dar stați liniștiți. Este vorba doar de o iluzie optică. Imaginile însă sunt spectaculoase. Telescopul Hubble a surprins o fotografie incredibilă cu două galaxii ce parcă s-au ciocnit. Conform specialiștilor, este un fenomen rar prin care cele două galaxii doar s-au aliniat una deasupra celeilalte, generând un efect ce dă senzația unei ciocniri. În realitate, sunt separate de 10 de milioane de ani lumină, o distanță de aproximativ 10 ori mai mare ca cea dintre Calea Lactee și Andromeda. Potrivit specialiștilor NASA, deși cele două parcă ar fi o singură galaxie, ele au o mișcare în direcții complet diferite. Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@alba.tv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am găsit la știrile din sport. Președintele Ion Dumitre l-a declarat la Alba TV că administrația județeană nu își permite să sprijine financiar echipa de fotbal FC Unirea Alba Iulia. Cum și Consiliul Local Alba Iulia și-a cam luat mâna de pe formația fanone a județului, fotbalul de primă mărime pare să-și ia adio de la județul nostru. În privința sportului județean, legislativul de Alba merge pe principiul bani puțini pentru performanțe mari. Sprijinim într-adevăr sportul cu sume mai mici, însă acolo unde se poate obține și performanță. Baschetul, Universitatea din echipa de baschet a Universității din Alba Iulia, echipa de volei Alba Blaj de la Blaj, care a intrat în Liga Națională, echipa de handbal de la Sebeș, care suntem parteneri, atletismul la Clubul Sportiv Municipal Alba Iulia, Asociația Județeană de Fotbal, care suntem într-un parteneriat și datorită a cărui parteneriat am reușit să triplăm practic echipele de fotbal din județ, de la copii juniori și până la seniori. FC Unirea Alba Iulia nu va primi niciun leu din partea Consiliului Județean. Vreau să știți un lucru. Noi vrem să ne adresăm la cât mai multă populație și să le dăm satisfacție, să spunem, cât mai mult. I-am spus un lucru și oamenii au râs de mine și pe urmă s-au marot. M-au contrazis și m-au dat replici tăioase. Că la un meci de la Fărău erau mai mulți spectatori decât la un meci Unirei cu alte echipe. Ca după câteva, o lună, două, să apară în iar un articol în presă, zice, Dumitre l-a avut dreptate, a avut dreptate, am văzut că așa se întâmplă. Din păcate, la meciurile alb-negrilor, tribunele au fost mai mereu aproape goale. Chiar și în perioada în care echipa evolua în primul eșantion fotbalistic, suporterii nu se înghesuiau să meargă la stadion. Acum s-ar putea să nu se mai înghesuie deloc pentru că FC Unirea Alba Iulia e pe cale de desfințare. Ieri, în conferința de presă organizată de Asociația Județeană de Fotbal, s-a lansat o propunere pe cât de inedită, pe atât de interesantă. Nu este oficială propunerea, dar cu siguranță se va pune în practică. Este vorba despre organizarea Supercupei AJF, meci în care se vor întâlni campioana Ligii a 4-a cu echipa câștigătoare din Cupa României, faza pe județ. În 25 iunie vom ști exact dacă vom avea parte de această confruntare. Campioana Ligii a 4-a este Europa Alba Iulia, care o va întâlni în Supercupa AJF pe câștigătoarea Cupei Arena Alba Iulia. Dacă se va juca, va fi cu siguranță un meci frumos, Arena demonstrând pe teren și cu locul 3 din Liga a 4-a performanță Alba Iulia. Din sezonul viitor vom, ca propunere deocamdată, dar sunt sigur că toată lumea agrează ideea, vom avea în debutul sezonului și Supercupa Asociației Județene de Fotbal Alba, adică între campioana sezonului 2011-2012 Europa Alba Iulia și câștigătoarea cupei Arena Alba Iulia.
Meciul va fi cu siguranță interesant și pentru spectatori, având în vedere că la finala Cupei României, faza pe județ, au fost în tribunele arenei foarte mulți susținători sau iubitori ai sportului rege. În vara acestui an și în vara anului viitor, Național Arena va fi călcat de cele mai fine ghete din lume. Real Madrid și FC Barcelona vor susține câte un meci amical în țara noastră. Echipa madrilenă va juca un meci contra Stelei în vara anului viitor, pe când echipa blaugrana va întâlni echipa Dinamo București în luna august. Messi a fost așteptat anul trecut cu Naționala Argentinei la inaugurarea stadionului din București. Cum acel amical a fost anulat, de această dată extraterestrul nu va rata șansa să joace în fața românilor. Acest amical este benefic pentru imaginea clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare. În clauzele contractuale desfășurării meciului intră și prezențele obligatorii ale vedetelor Messi, Piqué, Puyol, Xavi, Fabregas sau Iniesta. Rivala de moarte a Barcelonei va susține și ea un amical contra rivalei de moarte a dinamoviștilor. Real Madrid va juca împotriva Stelei cel mai probabil în luna august anul viitor. Madrilenii au mai întâlnit Steaua în urmă cu 5 ani în grupele Champions League, atunci echipa spaniolă impunându-se cu 4-1. Un alt amical de lux pe Național Arena va fi cel dintre Galatasaray și Viitorul Constanța, echipa lui Gică Hagi. Acestea au fost știrile din sport, rămâneți în continuare pe Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică Meteo! Astăzi am avut și avem parte de vreme frumoasă, valorile termice situându-se în jurul celor normale pentru mijlocul lunii iunie. Cerul este variabil, cu unele înorări temporare în zona de munte, unde pe arii restrânse vor mai fi posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime se încadrează între 21 și 30 de grade, iar cele minime între 9 și 19 grade, mai scăzute în depresiuni. Presiunea atmosferică va crește pe tot parcursul intervalului, iar mercurul din termometre se situează în această seară în jurul valorii de 20 de grade la Alba Iulia, 22 de grade la Sebeș, 21 de grade la Aiud, 19 grade la Blaj și 16 grade Celsius la Câmpeni. Odată cu lăsarea nopții, scad și valorile termice, astfel încât se vor înregistra 12 grade la Alba Iulia și Blaj, vor fi 14 grade la Sebeș, 13 grade la Aiud și 10 grade Celsius vor înregistra termometrele la Câmpeni. Sâmbătă vremea va fi frumoasă și se va încălzi ușor în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 31 de grade, iar cele minime între 10 și 20 de grade, mai scăzute în depresiuni, spre 6-7 grade Celsius. Așadar, aproximăm regimul termic de mâine, oscilând în jurul a 30 de grade la Alba Iulia, Aiud și Blaj, vor fi 31 de grade la Sebeș și 28 de grade Celsius la Câmpeni. Duminică, vremea va deveni călduroasă în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 33 de grade, iar cele minime între 12 și 22 de grade Celsius. Domnilor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!